Și de la Muzeul Militar ne-am deplasat rapid, rapid la sediul Academiei Române. Motivul, alături de mine, este domnul academician Dan Berindei. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu, bine venit! Sunteți un cunoscut istoric, până de curând vicepreședintele Academiei Române și am aflat că ați acceptat să deveniți președinte al cercetașilor tradiționali. Vreau să îmi spuneți în deschiderea discuției noastre care este legătura între familia Berindei și cercetășii. Este o legătură destul de strânsă. Eu mai tuisesc că legătura mea directă e mai depărtată. Au trecut mulți ani de atunci. Iată, au fost 100 de ani. Dacă ne uităm puțin înapoi, chiar peste. Dar, în schimb, legătura familiei mele a fost deosebit de strânsă. Bunicul meu a fost unul dintre ei, să fie creator, animatorul acestui proiect. Și partea mai amuzantă este faptul că fiii săi și nepoții săi, împreună cu alți câțiva de care fratele din Bălcescu, au format primul nucleu, ca să spun așa, de cercetași în România. Și atunci a luat un foarte mare avânt. E păcat că astăzi nu mai are această energie, dar atunci a fost un moment extraordinar, care s-a și concretizat din fericire și din nefericire, pentru că au fost victime numeroase în participarea cercetașilor la primul război mondial, cu foarte multă dăruire. Și ei au rămas atunci și în conștiința națiunii, ca să spun așa. Înțeleg că bunicul nostru a fost chiar primul președinte al cercetașilor din România. Da. În 1914 se întâmpla lucrul. Era printre vârstnicii susținători cel care era în momentul ăla colonel, în sfârșit, era, fusese și adiutant regal, la Carol I, apoi lui Ferdinand, așa că avea o poziție, probabil, care a dus la această alegere a lui. Ați apucat să vorbiți cu bunicul dumneavoastră despre subiectul acesta, despre cercetășie? Evident, mai ales. V-a instruit? Nu că m-a instruit, dar era foarte supărat în sfârșitul copilăriei mele și în tinerețea mea, că a apărut strângeria. Așa este. Și încet, încet, cercetășia a fost dată la o parte. Asta e realitatea. În vremea domniei regiului de Carol II. Și odată cu schimbarea aceasta a fost doar o schimbare de denumire sau și de concepție și de mod de a vedea? Nu, și de concepție și strângeria era mai mult după modelul sistemelor organizării tineretului din țări cu sisteme totalitare. Deci, așa era o treabă democratică, tot altceva. Așa este. Mi-ați menționat ceva mai devreme, sau mă rog, v-ați exprimat o părere cum că cercetășia în zilele noastre nu mai are acea energie sau sinergie cum ar poate ar trebui să fie. Totuși, ce șansă acordați unui sistem care a fost interzis în România din 1937 până în 1990? E bine că astăzi s-a reînființat. Tot este ca tinerii să răspundă acestei chemări, așa cum au răspuns înaintașilor de acum 100 de ani, când într-adevăr a fost un avânt foarte mare. La mine era chiar și caragios, erau doi frați și merilor primari, încă doi, patru, tu mai într-o familie. Așa ceva e destul de rar să se întâmple, adică să fie așa un fel de emulație colectivă și dorința tinerilor, că evident că ei au dorit. S-au implicat în treaba asta. Poate fi gândit ca un sistem de educație complementar? Poate nu știu dacă neapărat alternativ, dar complementar la sistemul actual? Evident, evident. Și pe lângă faptul că astăzi avem nevoie mai mult decât oricât de și de educație.
Asta cu... Aici, cetățeia care merg poate contribui foarte mult. Cum credeți? Cum ați vedea dumneavoastră, nu știu, implementarea sau dacă nu ne... Când spun implementare, parcă are ceva forțat. Da. Nu trebuie să fie ceva forțat. Să-i atragi pe copii către așa ceva. Care sunt valorile, de fapt, ale cercetășiei? Prima valoare, cred eu, pentru tânăr vremea aceea și m-a gândit la mine mai mic, era uniformă. Era o distinție față de ceilalți. Cravata, pălăria de cercetaș. Deci asta partea exterioară. Dar pe de altă parte, cercetășia transmitea un mesaj tinerilor. Fiecare zi trebuie să faci o faptă bună. Astăzi aș vrea să știu dacă există cineva care face evidența faptelor bune. Da, e greu. S-a cam uitat. Și așa mai departe. Adică era, cred eu, pe lângă atracția asta, dacă vezi copilăresc ca uniformii, cred că era o atracție morală. Adică era un model de comportament în societate. Poate în contextul actual de tehnologie, de mentalitate, putem spune că este un curent desuet? Eu sper să nu fie desuet. Dar, în orice caz, trebuie lucrat... Trebuie reinventat, poate. Pentru reanimarea lui la proporțiile care le-ar merita. Simt că este treaba și de generații, tot este să găsească modalitatea de a trezi la tinerii de astăzi. Da, eventual... A fost trezit atunci la tinerii de atunci. Dragostea pentru... Generația bunicului meu o știu cum să procedeze. Dragostea pentru natură, pentru istorie. Chiar vreau să vă întreb, cât de important este pentru un copil și pentru un cercetaș să-și cunoască istoria? Evident că este foarte important, pentru că e foarte important ca fiecare om să aibă conștiința identității lui. Să știe de unde vine, cine a fost înaintat, unde merge, să fie legat de pământul unde s-a născut și unde, după multe probabilități, va trăi. E drept că în mileniul nostru circulația este mult mai intensă, oamenii se deplasează dintr-un loc în altul, dar oricum identitatea e bine să o duci cu tine. Eu dau totdeauna exemplu polonezilor, unii stabiliți în America, încă după eșecul lui Kosciusko, la sfârșitul veacului 18, încercarea lui de eliberare a Poloniei, și care și astăzi, a 7-a, 8-a generație, ei se consideră polonezi. Învață limba polonă și se consideră polonezi. Lucrul acesta e o lecție, dar la noi se mai uită și e băgat. Ați mai avut ocazia să stați de vorbă cu tineri, cu elevi de liceu, ați mai luat contact cu ei să vedeți cam care sunt mentalitățile? Mi-au plăcut tinerii și m-au interesat, ca să spun așa. Este nu la tineri, la matur să-și dea seama de necesitate, că altfel copilul este el singur. Așa este. Dacă e puțin îndrumat. La finalul discuției noastre v-am pregătit o surpriză. Am o filmare pe care nu cred că ați apucat să o vedeți până acum. Începe așa. Citirea legei cercetașilor de către ASR, principele Carol. 24 ianuarie 1915. Să-mi spuneți dacă recunoașteți pe cineva de acolo. Da, îi cunosc chiar alături pe bunicul meu. Iată că imagini din acestea document, slavă Domnului, încă mai există. Și am impresia că al doilea cu barbă care apare, cred că este unchiul meu, Iancu, tatăl celorlalt băieți veridei, frate cu colonel. Verii dumneavoastră. Da. Deci s-au implicat două generații. Da.
Deci este practic începutul cercetășiei în România. 100 de ani, iată, se împlinesc 100 de ani de la acest document istoric. Și e foarte bine păstrat tehnic, vorbesc, e chiar da. Viitor. Ceea ce este... E mai clar decât un film de zilele noastre. Cu siguranță cei tineri vor viziona acest material. Cercetășia din România sau cercetașii tradiționali, i-am văzut pe câțiva dintre ei chiar la muzeul militar, a fost foarte frumos și o să aveți ocazia să-i vedeți și noastră. Cred și sper ca cercetășia din România și cercetășia tradițională din România să răzbească și să-și găsească din ce în ce mai mulți adepți. Domnule academician, vă mulțumesc mult de tot pentru interviul acordat, pentru timpul acordat.